Bun venit, prieteni, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Ne bucurăm să ne întâlnim și în anul 2022 alături de dumneavoastră și bucuria și uh, înțelepciunea să vă însoțească și în anul acesta. Este timpul să dați și prietenilor dumneavoastră această emisiune pe Facebook, pe YouTube și, de ce nu, vă aștept cu reacțiile și comentariile dumneavoastră. Întâi însă vreau să vă introduc... În subiectul pe care îl vom pune la, la, în discuție în această ocazie. Vi s-a întâmplat vreodată să vă treziți în mijlocul nopții plin de îngrijorare și să vă gândiți la o situație pe care trebuia să o sau trebuie să o, o faceți, să faceți față? Vi se întâmplă, sau vi s-a întâmplat, să vă opriți în mijlo, din mijlocul unei activități și să vă gândiți. Uh, la o problemă, la o situație, la un lucru pe care trebuie să-l faceți? Vi s-a întâmplat vreodată să nu dormiți noaptea și să vă gândiți la tot felul de lucruri? Dacă răspunsul este afirmativ, înseamnă că subiectul în această ocazie vă privește și pe dumneavoastră. Trebuie să recunoaștem, stresul face parte din rutina zilnică. Stresul face parte din activitățile uh, prin pe care le desfășurăm și ne întâlnim cu el des. Așa că subiectul din ocazia aceasta este îngrijorarea. Și cum să înlăturăm obiceiul de a ne îngrijora? Alături de noi și alături de mine vreau să îi spun bun venit invitatului, și anume Cristian Trenchia, pastor și psihoterapeut. Bun venit, Cristi, și în anul 2022 la emisiunea Alege Corect. Mulțumesc de invitație! Uh, Orison Marden, un gânditor al dezvoltării personale de undeva de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, spunea în felul următor și vreau să citez. Nu există inamici ai armoniei mai periculoși decât micile griji mărunte. Este un subiect delicat pentru că ne confruntăm cu el. Și tu și eu și toți cei, uh, cu, uh, cei care ne urmăresc. Așa că, întrebarea pentru cei care ne urmăresc pe Facebook, pe YouTube, este următoarea. Uh, cum apare îngrijorarea? De ce apare îngrijorarea? Și ce putem să facem să scăpăm de stres și de griji? Însă, până să, să ajungem la, la, momentul de, la momentul acesta, cum să scăpăm de griji, haideți să începem, Cristi, cu, cu întrebarea aceasta și să, să ne dai un răspuns. Ce este îngrijorarea? Și de unde apare ea în viața noastră? De ce ne trezim cu ea? De ce ne confruntăm cu ea? Dat fiind faptul că trăim într-un război cu supraviețuirea, cu noi înșine, cu oamenii, cu pericolele, dat fiind faptul că în trecut am avut și situații negative uh -huh. pe care vrem să le evităm de acum înainte, Apare o justificată precauție sau îngrijorare cu privire la viitor. Uh -huh. Problema este. sau problema apare atunci când când ea devine împovărătoare, dezadaptativă. Tu nu mai ești huh. adaptat pentru viață, tu nu huh. mai funcționezi corect. Până la un punct te ajută. E o chestiune ce ține de precauție, de pregătire, de anticipare, de planificare, dar atunci când când te copleșește și uh, gândirea este irațională, adică exagerezi, faci predicții catastrofale, uh, parcă îl scoți din calcul și pe Dumnezeu și uiți că ți-a dat putere să, să faci față, atunci ea, ea este în exces. Uh -huh. Chiar citeam în, într-o carte nu ca definiții, dar în linii mari autorul spune așa: Depresia are de-a face cu trecutul în exces, prezentul în exces e stres, iar anxietatea este viitorul în exces. Deci ea apare pentru că suntem oameni într-o lume în care e război, se moare, se suferă, ne vrem binele uh -huh. și pentru că există și uh, posibilitatea răului în viitor. Omul le ia în calcul. Însă, dacă se depășește acea linie pe care nu o pot eu sau cineva să o așeze exact și concret, dar da, dacă se depășește acea linie după care eu nu mai funcționez, eu nu mă mai adaptez, eu, eu nu, mai sunt, nu mai dau randament, am un comportament de, de evitare, de renunțare, atunci intru într-un colaps. Deci, una este frica să spun care este o reacție emoțională la un, un pericol real și prezent. Uh -huh. Și alta este anxietatea, se folosește așa termenul acesta, nu îngrijorare, se folosește anxietate, care mai mult decât îngrijorare, este o reacție la un, un posibil pericol viitor. Uh -huh. Și dacă tot anticipezi și tot îl trăiești de atâtea ori, și el s-ar putea să nu mai vină vreodată, acel eveniment negativ atunci tu, tu te-ai -ai făcut un deserviciu. Ai fost chinuit în sufletul tău, ai fost o persoană indezirabilă celorlalți, pe Dumnezeu l-ai ținut așa, parcă departe, și ai pus pe primul loc pericolul și necazul și te-ai transformat și într-un mic profet, adică ai crezut tu că poți să prezici viitorul. Și spuneai, sigur voi pica examenul, sigur va fi de rău, nici nu are rost să încerc. Și atunci, da. în loc să lupți, tu eviți, te ferești și nu numai ești productiv și nici o persoană care să, să dea un sentiment așa de confort și de plăcere. Am, am citit un studiu și am notat principalele concluzii în acest studiu realizat în vara anului 2021. Am putea să spunem că este recent. Este și pandemie. Și lucrul acesta a, 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 a intensificat uh, uh, stresul și îngrijorarea. Uh, și studiul acesta s-a ocupat cu principalele motive de îngrijorare ale românilor, dar atenție, din generațiile millennials, uh, cei născuți între uh, ianuarie uh, 1983 și decembrie 1994, și cei născuți în generația Z adică în, între ianuarie 1995 și decembrie 2003. Și e foarte interesant, iată uh, care erau principalele, principalele motive de stres și de îngrijorare pentru ei. Pentru generația Z, principalul factor, factor de stres este legat de bunăstarea familiei, uh, urmat de aspectele ce țin de carieră, situația financiară pe termen lung și starea de sănătate fizică și mentală principalele lor uh, uh, subiecte de, de sau mă rog, motive de stres. Pentru millennials, subiectele sau sursele principale de stres erau situația financiară, pe termen lung, bunăstarea familiei, locul de muncă și perspectivele de carieră, dar și starea de sănătate fizică și uh, mentală, iar la o întrebare generală, 44% dintre românii millennials sunt stresați în cea mai mare parte a timpului, ușor peste media globală care spune că 41% sunt stresați în cea mai mare parte a zilei, iar în cazul generației Z, 51% dintre respondenții din România spun că sunt stresați aproape permanent. La nivel global, media este de 46%. Ce părere ai de lucrurile astea? Și atenție, vorbim și de tineri, vorbim de oameni care, uh, da, cumva, cu cât ai mai, multe, mai mulți ani, cu cât ai mai multe pe cap, nu? Depinde, în realitate, nu câte ai pe cap, ci cum ești obișnuit să faci față la, uh -huh, la lucrurile uh -huh. astea. Adică poți să ai, eu știu, oameni care n-au de mers nici cu avionul, nici pe alte continente, nici uh. Uh, fabrici în conducere, da. dar sunt stresați pentru, nu știu. Că, pic de... Pentru orice chestiune mică din, din gospodăria lor. Iar alții care au uh, responsabilități imense și care fac față altfel. Deci nu, nu contextul, nu împrejurările dictează nivelul de stres, ci uh -huh. modul în care omul reușește, la nivel mental, să, -și, uh, să se regleze emoțional sau să, uh, să gândească în așa fel încât să le așeze pe fiecare la locul lor. Oricum, într-o măsură, eu nici nu aș pune echivalență între elementele care mă preocupă pe mine, ca generație sau ca persoană, uh -huh. și stres. Uh -huh. Adică și eu am preocupările mele, profesionale, familiale, și unele sunt importante sau greu de, de gestionat, dar nu sunt neapărat surse de stres, ci sunt uh, preocupările mele. Pentru unul e banul, sănătatea, casa, școala, pentru altul sunt altele. Uh -huh. Ce ne interesează pe noi este ca omul să gândească în așa fel încât orice preocupare ar avea, că se mai schimbă. La început vrei o casă, vrei o mașină, apoi vrei o familie, apoi vrei să o întreții bine, apoi vrei siguranță la pensie, te gândești și la viața veșnică, te gândești la boală. Deci se schimbă preocupările. Dar modul de a le procesa ar trebui să fie sănătos. Iar noi aici nu avem educație. Deci noi acasă, din păcate, nu avem educație nici financiară. Acum uh -huh. am înțeles că se va introduce în. Așa este. Da, da, da. Nu avem educație juridică. Te referi la școală, ca ai zis acasă, nu avem educație. Deci nu avem acasă și sper că se va introduce la școală. Am, Așa am, okay. am informația aceasta. Da. Iar elevii suferă. Tot statisticile spun că elevii au trei mari probleme, să zic, la nivel emoțional. Sunt stresați, da. sunt obosiți și plictisiți. Hmm. Așa este. Și, și chiar, da, e o realitate. Și e o realitate. Trebuie să citim statisticile. Și pe fondul acesta de, de a fi copleșit de școală sau de job, nu mai ai resurse să te gândești la virtuți, la cuvinte bine alese, la alegeri corecte, la a fi o binecuvântare pentru altul, la te gândi la un viitor și ți să ți-l bine. Tu nu mai ai resurse odată ce... Gândește-te, un copil care este înrobit de teme, de profesori, de teze, de teste, de lucrări, de control, cum se spunea unul da, de, da, da. de examene și de... El nu mai despre asta vorbește. Sau părintele... Ăsta e stresul lui. Dar nu-i doar că e stresul lui, e într-un fel de Dumnezeu lui. Poate exagerez, sper să exagerez, dar sunt, sunt măhnit pe tema asta. Sunt copii care au uitat să se joace. Care au uitat să, să, să învețe să meargă Nu uh -huh, uh -huh. spun profesorii La care mă mai întorc cu drag Antrenori de, de sport Și spun Astăzi nu mai vin copii la Atletism, la gimnastică La fotbal, la nod, nu prea mai vin Au toți telefoane Activități extra Și ei mi-au spus da. Nu mai știu nici să meargă drept Nici să pună talpa dreaptă O pun lucruri elementare Și atunci, dacă nu te învață tata, mama Dacă nu mergi într-un loc în care să te destinzi și să te dezvolți și fizic, și ești înrobit doar de școală și de note și de concurență, sau la serviciu doar de, de job, de uh, target și de uh, teama că vei fi dat afară, atunci omul nu se mai dezvoltă întreg și, și plenar. Apropo de lucrul ăsta, vorbeam cu cineva și spunea, păi eu, atunci când sunt stresat, când știu că trebuie să fac ceva și mă frământ așa, așa ca să stau, eu lucrez mai bine atunci. Adică mă, mă mobilizez mai bine. E bună îngrijorarea, e bun stresul, câteodată te ajută, e motivațional. Da. <laughs> <laughs> da. Oricum, în, în înțelegerea mea, lucrurile stau în felul următor. Și o iau așa, puțin mai din, din altă zonă. Avea curaj nu înseamnă că. Nu ai frică, ci uh -huh. că o, o așa depășești. Așa. Corect. A avea credință nu înseamnă că nu ai îndoială, uh -huh. ci că o depășești. Uh -huh. A fi darnic nu înseamnă că nu ai tendința de a fi egoist, ci că o domini până da, la urmă. Da. A avea liniște în suflet, a avea pace, a avea siguranță, nu înseamnă că nu ai, grijă. ai stres, grijă și îngrijorare. Și că reușești să ai altceva mai puternic care să te facă să spui, ok, trăiesc împreună cu, cu stresul de zi cu zi, care mm -hmm. te și mobilizează. Da, așa este. Trăiesc împreună cu îngrijorarea aceasta care uh, te pune să te gândești totuși și la ziua de mâine. Mm -hmm. Dar uh, altceva, așa nume, o, o încredere, aș începe cu asta, pentru că așa o cred că e bine de pus pe primul loc. O încredere în Dumnezeu. Uh -huh. O încredere în abilitățile pe care Dumnezeu ți le dă. Și o gândire sănătoasă. Adică, de ce să mă concentrez pe viitor? Vai păi de mine, uh, pic examenul, pic bacaloreatul, uh, o să iasă rău. Și în prezent, eu să să mă gândesc că o să pic examenul în loc să mă apuc acum de învățat. Da, corect. Și atunci, uh, ordinea ar fi în primul rând, nu toate elementele de care ne îngrijorăm merită îngrijorarea noastră. Unele sunt chiar secundare. Unele nu o să se întâmple niciodată. Unele nu sunt urgente. Ajunge zile în cazul ei. Mă ocup mâine. Nu toate sunt urgente. În al doilea rând, nu tot ce întrece -mi prin minte e sănătos și credibil. Gândurile, chiar dacă sunt ale noastre, uh -huh. gândurile noastre, simțămintele noastre au un caracter trecător. Da. El e Nu mai departe de o noapte, dacă ai dormit-o mai, mai prost, te treziți și dintr-o dată gândești diferit. Dacă sunt trecătoare, atunci nu vreau să am mare încredere în gândurile mele, care sunt ca niște păsări care trec deasupra mea, sau în simțămintele mele, ci în altceva, în lucruri mai, mai sigure, mai palpabile. Deci, nu toate sunt urgente, gândurile și simțămintele sunt trecătoare, E bine să mă concentrez pe prezent. Uh -huh. E bine să fac niște schimbări în prezent și să fac niște planificări pentru viitor. Ei, modul ăsta de gândire te așează pe o, pe o direcție funcțională și toate acoperite de, de gândul acesta că Dumnezeu își păzește copiii Lui. Iar noi suntem copiii Lui. Dumnezeu are grijă. Da, suferim consecințe, el ne păzește, dar cu toate acestea, greșelile noastre ne duc în, în impas. Dar și de acolo învățăm ceva. Iar, spre exemplu, în, în terapia psihologică se, se pune problema în felul următor. Luăm în calcul un caz. Una e să spui, e o catastrofă, e o tragedie. Și alta e să spui, e, e rău. Dar nu e cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Starea ta emoțională diferă. Una e să spui, nu suport lucrul acesta. Nu. Trebuia ca omul să facă așa, trebuia ca viața să fie dreaptă și să fie corectă. Și alta e să spui, nu trebuia să fie dreaptă. Nimeni nu a promis că viața va fi dreaptă. Dumnezeu, din potrivă, spune, veți avea necazuri. Întuitorul însuși s-a supus acelorași reguli uh -huh. de a trăi o viață nedreaptă și incorectă. El care a fost singurul neprihărit la o adică. Dar oferă o motivație. Dar, dar. Tu când îți spui, pot să fac față. Mm -hmm. Dumnezeu îmi va da putere. cazul acesta nu e mai mare decât puterea pe care mi-o dă Dumnezeu. Tu te vei simți mult mai bine și vei avea un comportament mult mai productiv decât dacă vei spune, nu suport lucrul acesta, trebuia să se întâmple așa, e o catastrofă. Și ultima din cele care se practică în, în terapie este evaluarea globală negativă. Mm -hmm. Evaluările acestea globale, în primul rând, nu sunt realiste. Despre oameni spunem, omul acela este și l-ai lepădat din sufletul tău și te-ai distanțat și nu mai vezi nimic bun la el. Sau o evaluare globală pozitivă. Și îl vezi în, în roz și în alb uh -huh. pe om și nu vezi și cusurul ca să-l poți ajuta. Ei, dacă noi ne ferim de aceste uh, metode iraționale, da? de gândiri uh, care nu, nu ne ajută, atunci ne este mai bine. Și vom spune, voi face față. E rău, dar nu e o catastrofă. Da, vorbim de îngrijorare. Da, da, și dacă se va împlini cel mai rău scenariu posibil, voi depăși lucrul acesta, pot fi lucruri mai rele, Dumnezeu e de partea mea și nu mă având în evaluări globale. Viața e, e un fiasco, nu are sens să trăiesc, eu sunt defect sau familia mea e total uh, împotriva mea. Nu, ci voi spune accept situația așa cum e, alta nu am, pe mine mă accept așa cum sunt, altul nu sunt, pe Dumnezeu l-accept așa cum este, ne lasă uneori să suferim. L-accept așa cum este, este Dumnezeul nostru, altul nu am. Acceptare necondiționată. De sine sau a celuilalt sau a vieții. Și gândind în felul ăsta atunci îngrijorarea nu mai nu, nu mai găsește atât de vulnerabil. Uhum. Dar dacă eu gândesc așa cum am preluat de la alții, nu suport, trebuia să se întâmple așa, e o tragedie și uh, gândim în alb și negru și spunem etichete, uh, e rău, e de lepădat, uh, uh, sau eu sunt cel mai bun, a, uh, evaluare globală pozitivă, atunci mă, îmi pun singur piedică și voi gândi Irațional și distorsionat. Dumnezeu ne învață să gândim. Învățându-ne să gândim, vom avea și cuvinte alese pentru altul, vom avea și procedee de a gestiona încercările prin care trecem, iar îngrijorarea oricum va veni, într-o măsură, stresul acesta e bun că te, te pune pe roate și te, te bagă în priză, dar nu vom uh, trece dincolo de linia aceea după care ne vom simți copleșiți nu vom mai merge la un examen, nu vom mai încerca să luptăm de teamă. Și atunci vom sta închiși în propria bulă. Bulă, exact. Și vom, vom, pierde din start. Foarte interesant. Mă bucur că ai adus în atenție și, și rezolvări în ceea ce, ce înseamnă stresul, îngrijorarea. Pentru că asta este scopul. Să vedem care sunt rezolvările, cum putem să alegem corect căile de a ieși din, din acest context. Însă, uh, acum vreau puțin să aduc în atenție un alt lucru și vreau să-i întreb și pe cei care se uită la noi uh, și aș vrea prin comentariile dumneavoastră, dragi prieteni, să uh, răspundeți. Și anume, ce uh, rol are rugăciunea în înlăturarea stresului și a îngrijorărilor? Vă rog să vă spuneți punctul de vedere în comentarii. Cristi, aceeași întrebare. Joacă un rol rugăciunea pentru a sta deoparte, sau a sta departe de griji, de stres, de, de uh, toate poverile acestea care există și acasă. Nu, nu mă refer neapărat pentru un om credincios. În general, pentru oameni. Uh, Mi-aduc aminte, uh, stăteam de vorbă cu un amic și îmi spuneam uh, nu este o persoană uh, care uh, frecventează biserica des, și îmi spunea, ori de câte ori intru într-o biserică, atât de bine mă simt și liniștit, și în gândul meu, mă rog. Și ies de acolo liniștit. Pentru oamenii credincioși care frecventează biserica, rugăciunea este importantă. Acum, cât de mult ne ajută rugăciunea în combaterea îngrijorărilor și a stresului? Cosmin, o să încep mai întâi cu niște lucruri care s-ar putea să te surprindă, sper să nu te supere. Pe mine nu. Adică nu știu, vedem. Rugăciunea apare în, în viziunea lui Dumnezeu cu potențial negativ. Mm. Adică sunt situații când omul își întoarce urechea de la voia lui Dumnezeu, în o rugăciune și Dumnezeu spune îmi pare rău. Așa este. Îmi pare rău, nu, nu, nu te aud. Faptele tale strigă prea mult și nu te aud. Sunt situații în Noul Testament când oamenii spuneau, Doamne, ajută-mă, Doamne, primește-mă, chiar, chiar, Doamne, iartă-mă. Uh -huh, uh -huh. Și Dumnezeu spunea, nu, pentru că tu, tu nu o zici din inimă. E ca și cum tu mă rogi ceva, eu pur și simplu nu vreau să-ți să, să, să fie o binecuvântare. Pot, dar nu vreau. Uh -huh. Te refuz și zic, iartă-mă. Asta e doar așa un cuvânt aruncat. Uh -huh. Speranța care. În, în mod normal e un lucru bun dar speranța poate fi un lucru rău atunci când nu este dublată de maturitate și de înțelepciune de a planifica, de a uh, anticipa, de a te pregăti, de a fi responsabil. Deci uh -huh. pentru un, un chiulangiu speranța uh -huh. este un lucru rău el va spera că poate va lua bacloreatul, chiar cu notă bună începe să se să, să păcălească singur mintea dar atunci când pachetul e întreg și anume Omul își face partea. Și noi, noi vorbeam de un om responsabil care spune, eu mă pregătesc. Mm. Și pentru lockdown, și pentru blackout, și pentru și, uh, marea apocalipsă, eu mă pregătesc. Mă pregătesc. Dar nu vreau să să anticipez și să tot trăiesc a, acel eveniment viitor care e posibil dar e totuși improbabil. Anumite spirituri sunt doar în mintea noastră. Ca să nu uit, sunt situații când noi nu mai vorbim aici doar de procesări cognitive ca uh, mod de rezolvare, ci sunt situații când avem o problemă chimică în organism, un dezechilibru, uh -huh. o vulnerabilitate uh, medicală, neuro, când avem un dezechilibru hormonal, când glandele endocrine sunt disfuncționale. Asta sunt, sunt excepții, am putea să spunem. Nu. Eu aș vrea să fie excepții dar mă tem că nu sunt, cel puțin adunate, dacă pui vulnerabilitățile acestea cu dezechilibru hormonal, dacă pui și consumul de alcool sau de cafea, care au de-a face, au de-a face cu, cu îngrijorele dezvoltarea... și, cu, și cu dezvoltarea aceasta a unor griji exagerate, a unor griji posibile, dar puțin probabile. Ei, aici ține mai mult de hard, nu de soft. Mm -hmm. Da? Aici... Rezolvarea e pur și simplu la uh, ai grijă ce mănânci, cum dormi uh, și ce echilibrări chimice sau minerale ai de făcut în organism. Dar revenind la, la soluția ce ține de gândire rațională, biblică, atunci rugăciunea ca să mă întorc uh -huh. poate fi o mare binecuvântare. Pentru că prin rugăciune noi ne conectăm prin credință uh -huh. la un Dumnezeu care este atotputernic. Și un Dumnezeu care știe și El este cu noi. Atunci nici se liniștește sufletul. Pentru că El el este și în viitor. El nu va fi, El este. El este și acum, El este și în viitor. Nu suntem singuri și lucrul acesta ne ajută. Dar rugăciunea trebuie dublată de, de cuvânt scris din partea Lui ca să ne spună ce să facem. Dacă eu nu mă pregătesc deloc și doar mă rog, atunci... Sunt candidat la, la un faliment, sigur. Dacă eu mă rog ca unul care îmi fac partea, atunci Dumnezeu spune, eu voi, ca la Lazar, eu voi învia mortul, dar tu poți să dai piatra, dă-o tu la o parte. Uh -huh. Rugăciunea ajută și apare în, în Sfânta Scriptură, uh, apar multe încurajări, cum ar fi aruncați asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările. Chiar e o exprimare așa, aruncați, de ca și uh -huh. cum le poți lua și să le arunci. Dar, Dar așa, așa spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi și ți se liniștește uh, mintea și inima uh, bate mai, mai ușor. Cred că este sfatul pe care îl putem lua acum la final de emisiune și chiar la început de an uh, pentru că trăim într-o societate de felul acesta uh, în care stresul este prezent, se vorbește foarte mult despre el și cred că uh, motivația sau o concluzie uh, importantă a acestei ediții este chiar aceasta. Aruncați asupra lui Dumnezeu îngrijorările pe care le avem. Este o promisiune și este o făgăduință. Cred că e încheiere și da. îmi aleg ultimele cuvinte. Da. Eu încerc să fac un rezumat și, în primul rând, pentru mine. Apoi pentru tine, apoi pentru uh, scumpii telespectatori. Îngrijorare. Două cuvinte spun. Unu. Verifică să fie reală. Uh -huh. Să nu fie exagerată, să nu fie atât de improbabilă încât să nu merite. Să fie reală. S să ai ceva la mână. Să ai o dovadă, să ai o, nu o, o statistică. Să nu fie doar în mintea ta. În mintea uh -huh. noastră, prin mintea noastră, trec multe. Nu, să nu ai prea multă încredere în tine și în gândurile tale. Le iei în calcul și emoțiile... Dar dacă statisticile spun altceva, dacă dovezile spun altceva și dacă nu te ajută, atunci unu, să fie reală uh -huh. și doi, să ai imaginea completă a vieții. Că imaginea completă este că tu totuși ai putere de la Dumnezeu ca să, să faci față. Vine războiul, Bun. Dar avem putere ca să ne apărăm, avem putere ca să ne dăm deoparte. Este un pericol. Dar avem putere ca să, să avem putere să, să supraviețuim imaginea completă. Este doar atunci când îl, îl lăsăm pe Dumnezeu să fie la tronul Universului, pe tronul inimii noastre și atunci vor fi îngrijorări, dar vor fi realiste, ne vor găsi pregătiți și responsabili și imaginea este completă alături de un Dumnezeu care are totul sub control. Îi le aruncăm lui și atunci noi respirăm mai ușor. Mulțumim mult, Cristi, pentru prezența în emisiune, pentru gândurile și pentru ideile tale pe care ne ai oferit și nouă. Și să te Dumnezeu și în 2022 să arunci asupra Lui tot ce este greu pentru tine. Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, aceasta este provocarea pentru 2022 să înlăturăm grijile prin modul în care le aruncăm înaintea Lui Dumnezeu. Ne bucurăm să Rămâneți împreună cu noi și la celelalte emisiuni de la Proiect M, și vrem să vă anunțăm pe această cale că vor fi și alte surprize în 2022, în ceea ce înseamnă televiziunea Proiect M. Ne bucurăm că veți rămâne alături de noi, ne bucurăm mult pentru comentariile și pentru reacțiile pe care le-am avut, și nu uitați, indiferent ce faceți, alegeți corect.